Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit, bine ați revenit la un nou episod de la Mind Architect, powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine este Paul Olteanu. Bine ai revenit, Paul. Bine ne regăsim, bine ne revedem. Știți demersul nostru deja din acest sezon. Vorbe zicale, înțelepciune românească distilată în cuvinte pe care cultura noastră le împinge mai departe, iar noi le punem la încercare. Domnule, sunt, mai sunt adevărate, mai sunt bune? mai sunt folositoare și asta pe, ba pe baza cunoștințelor de neuroștiință ale lui Paul Olteanu și pe baza pregătirii sale de trainer în comunicare, dar și pe, cum să zic, experiența sa de a analiza modul în care funcționează creierul nostru. Așadar o să extindem toate aceste lucruri către societatea românească. Vorba dulce, mult aduce, a fost episodul trecut. Astăzi însă v-am promis celebrul și prea des sunt Omniprezentul. Omniprezentul este o marcă a noi românii. Ăsta e nou, adică vine de câțiva ani încoace. E slogan de țară. E slogan de țară. Cine va lucrat aici, domnule Olteanu? <laughs> nu e român să nu fie auzit asta. Cine va da. lucrat aici? Mi se pare că sintetizează, Cătălina, atât de frumos felul în care noi ne uităm la muncă, într-un fel, pentru că, iată, deci eu sunt un profesionist, sunt zidar, sunt împlar, sunt mecanic auto, sunt trainer, sunt ce fi și vin la tine în casă, unde tu ai nevoie de mine să te ajut cu ceva și eu descoper că situația e cum e și în loc să spun, ok, domnul Stribea, în funcție de ce am găsit eu aici, pot să vă spun că o să vă coste atât, durează atât, am trei soluții pe care vi le pot propune pentru a obține ce vreți dumneavoastră, prima mea reacție, o, domnul Stribea, cine dracu v-a aici? Asta mi se pare că sintetizează poziționarea noastră unul la mână în relație cu munca altora, adică prioritatea zero când am un client nou e să-l desfințez pe la care a lucrat înaintea mea. Și de ce cred că e foarte toxică poziționarea asta și mi se pare că expresia în sine e un indicator bun despre tiparele de gândire ale alt, ale profesionistului pe care l-ai adus la tine în firmă sau în casă, e că E și un instrument care măsoară tiparea de gândire, se cheamă Lifestyle Inventory. E o, un instrument des folosit în zona asta de training, de, de măsurătoare organizațională și acolo e un tipar de gândire care se numește tiparul opoziție. Opoziția e în esență când te uiți la ceva să vezi ce e prost, să vezi ce n-a funcționat, ce e greșit. Și instrumentul ăsta e împărțit într-o axă superioară care să uită la satisfacție, orientare mentală către satisfacție, către să-ți fie mai bine. Ce putem să facem? Avem o problemă, avem o țeavă spartă, cum o rezolvăm? Ai infiltrații, cum le adresăm? Cadranul de la ora 6 la ora 9, jumătate inferioară în instrumentul ăsta, e orientare către securitate. Opoziția este cel mai orientat către securitate, tipar de gândire din registru tascuri și sarcini. Ce ne zice? Asta se traduce în următoarea idee, că dacă auzi genul ăsta de expresie de la furnizorul tău de orice ar fi el, cineva lucrat aici, ăsta e un indicator că felul în care gândește persoana respectivă e orientată mai degrabă către a se apăra de incompetența ăluia dinaintea lui, decât pe a-și investi energia, timpul, competența, talentul, ce are, în a-ți găsi ție client o soluție. Asta e tare destructivă a... poziționarea. Asta înseamnă că îmi va face treabă proastă, dacă începe așa? Asta înseamnă că e o posibilitate destul de mare, și zic și din practică personală, din ce am trăit, așa. ca pe măsură ce înaintăm, să te trezești ori cu costuri mai mari, ori cu uh, scuze, când ceva nu, nu merge bine, nu e de la mine, domnul. Cine va schimba bateria la mașină? N-a pus cablurile bine, cineva. Eu nu zic că nu există situații în care munca unui profesionist nu e afectată de ea dinaintea lui. Ce spun în schimb e că, deși asta e o realitate, a o pune în cuvinte în relație cu clientul de manieră cine va lucra domnul Strible aici, arată că eu mai degrabă sunt focalizat, sunt, atenția mea merge pe a desfința calitatea muncii care a fost înaintea mea, decât către a căuta o soluție bazată pe propria mea competență pentru tine. Dar dăm dă soluție, uite, în comunicare. Adică dacă aș vrea să îmbunătățesc lucrurile aici, uh -huh. cum eu ce ar trebui să răspund la asta. Vă mulțumesc frumos pentru fina evaluare. M-ar interesat ce vedeți dumneavoastră a fi posibil să facem de aici încolo. Nu mă interesează să vorbim despre ce a fost făcut prost în trecut, pentru că nu mai am cum să corectez trecutul. Aici, instrumentul ăsta ajută foarte tare dacă, dacă ți-l imaginezi vizual în esență, când auzi comunicare care vine din jumătatea asta inferioară, orientată către securitate. Și mai dau exemple. N-are sens să ieși la vot, că la noi nu se schimbă nimic. Asta e orientare către evitare. Ce pot eu să fac, că n-am nicio putere? Nu e la mine. Sta să-l chem pe șeful. Respectiv, cine va lucrat în trecut aici, vezi că e un fir roșu în genul ăsta de mesaje și firul la roșu e că noi în conversația curentă nu căutăm o soluție la problema pe care o trăim aici și acum, ci mai degrabă încercăm să nu fie la noi din rațiuni ce țin de trecut. Și aici e toxicitatea, pentru că a căuta vinovați în trecut nu mă ajută să rezolv problema din prezent. Știi, e ca și cu restul țării, să spui, bă, suntem în situația asta că în ultimii 30 de ani ne-au condus un anume fel de oameni, Ok, putem să ne înveninăm, să ne creștem nivelul de hormon de stres, de cortizol, focalizându-ne pe greșelile trecutului, sau putem să spunem, ok, eu observ din cum vi s-a lucrat în trecut aici, că s-a întâmplat asta, 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 vă pot da trei soluții. Una e mai ieftină, una e foarte scumpă, una e așa, 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 depinde ce vă doriți. Nu cumva, asta mi-aduce aminte de sezonul nostru trecut, Paul Olteanu, nu cumva ăsta e un răspuns la trauma aceea pe care o avem că noi sau că la noi greșeala este cu totul și cu totul interzisă? Nu. Are nu o mare ai... legătură. Mi se pare. E, e excelent că ai făcut legătura asta, pentru că dacă eu am o relație dificilă cu a greși și vin cu bagajul ăsta perfecționist, e tot instrumentul de care vorbim. Măsoară și perfecționism, instrumentul de care vorbim. În momentul în care eu am relația asta dificilă cu greșeala, ca să nu fie la mine, să nu mă acuz pe mine că nu ți-am zugrăvit bine, îți spun că cine ți-a dat cu lavabil înainte a folosit ceva care mi-o să-mi strice munca. Dar dacă te gândești, Cătălin, care e utilitatea emoțională? Deci când eu, furnizor, îți spun ție clienta asta, cu ce poți să te ajute pe tine informația asta? Cu nimic. Pe tine o să te ajute, sau să, să reformulez, o să mă ajute pe mine ca dacă nu ești mulțumit nici de calitatea muncii mele, să am un as în mânecă, de natură să-ți arăt că nu e vina mea. Uneori m-am gândit Paul Olteanu că e și o formă de a mai adăuga ceva la preț sau la calitatea mea. Adică mama, am găsit un lucru atât de prost aici, știți cât o să muncesc? Apoi, ce, cât v-am spus că face, 100 de lei intervenția asta, Păi nu, la ce am găsit e, pf, aici a... e neprețuită e 200 de lei. Asta păi e treaba. E. Și. Merge Pentru și mine așa. e semn tare rău ăsta, da, adică poate să meargă și așa, poate să meargă și în felul ăsta, deci fie e despre, nu e, nu e, nu e, la, nu e la mine, îmi cer scuze dacă iese prost să știți că nu e cartoful fierbinte în brațe la mine, uh, poate să fie și ca element din ăsta de presiune, eu sunt atât de competent, nu numai că o să-ți rezolv asta, dar spun și eu au făcut proste dinaintea mea și dacă ei au lucrat cu 100 și cu calitatea aia, eu cost două, dar vezi, în ambele variante vezi rădăcina unor tipare din astea de gândire foarte defensive, foarte orientate către securitate. Și asta e și frumusețea, că doar ascultându-ți furnizorul vorbind, poți să-ți dai seama cam cum o să fie relația. Știi, o să-mi livreze până marți sau dacă nu poate până marți o să mă întrebe ce opțiune are sau o să-mi spună, domnule, eu n-am primit materialele, ce? Dacă n-au fost în stare să le trimite, de ce mă întrebați pe mine de ce n-am terminat marți? A, aș vrea, nu știu dacă mai avem timp să mai adăugăm astăzi, cred că mai avem un minut la, la dispoziție, dar merge și așa e tot prin zona asta, că tot am pomenit expresia asta, adică. Îl A, în aceeași discuție? Merge și așa, e, eu îl simt foarte puternic drept un, un confort, fie pentru ceva ce e imperfect. Deci dacă merge și așa, este antagonic perfecționismului. Dacă la perfecționiști, dacă nu-i peretele perfect, drept, îl dărâmăm și îl facem iar, merge și așa, e confortul ăsta cu lucrurile în starea în care sunt ele acum. Așa aici, foarte rapid în minutul pe care îl mai avem, aș spune că au, aici două valențe. Una e sănătoasă, aia în care e util din când în când să putem să ne dăm seama că nu trebuie să fie perfect. Da, mă, e ok, merge și așa, e periculos dacă devine filozofie de viață, merge și așa. Pentru că unele lucruri chiar necesită mai multă atenție, mai mult efort, mai mult devotament decât altele și acolo nu merge și așa. Aha, uite la asta nu Știi, niciodată. frecvența cu care îl folosim și dacă ne e stea polară sau doar un indicator pentru confort în a nu fi lucrurile perfecte mereu. Final, aici, Paul Olteanu, așadar, cine va lucrat aici, Bila, Eu dacă, la mine e bilă neagră. Dacă aud asta de la un om cu care lucrez, e un pas puternic către a nu lucra împreună. Dacă în primele interacțiuni apare cineva lucrat aici, la mine e un indicator să zic pas. Nu uitați că pe Paul găsiți pe mindarchitect.ro În mod obișnuit, sunt sute de explicații acolo la tot ceea ce vă doriți. Noi, în fiecare duminică, aici. În lumea Europa, aprindem ești. o scânteie. Da, aprindem o scânteie. Uh, bine, hai să vedem, săptămâna viitoare vrei să discutăm despre celebrele noastre vorbe legate de bătaie, de exemplu. E ruptă din rai, cum să nu e vorbim rai despre asta. Sau. Și unde da. dă tata crește. crește. Pe săptămâna viitoare, prieteni. Mind Architect, powered by Europa FM susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani, acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.